Cu roșu, astăzi cu roșu. Domnul Marcel Ciolacu mi-a trimis personal tricoul ăsta roșu, poate își înnoiește garnitura cu un membru nou. Dar am zis că până una alta să mai bea o cafea cu voi. Bună dimineața, să ne înțelegem, să vedem ce-i de făcut, ce mai e de făcut afară, plouă și trecut de ora 9. Dar e 10 și aici cu Nicu Neom, petrece, nu întrece. Nu întrecem măsura niciodată. Mulțumesc de abonare, mulțumesc de faptul că sunteți pe canal întuneric, normal. La ce vreme e afară, eu fac live-ul ăsta, video-ul ăsta, atât din fața ușii, că știți, reclama aia la Metro Goldwyn Mayer cu leu. La mine e leoaie ca în casă. Sforăie. În fine. Dar e bine, e ok. Suntem aici. Mulțumesc de comentarii și de abonare. Ieri am lansat provocarea aia, cel citate din latină, mai știți voi, de pe vremea școlii, și multă lume mi-a scris alea iacta est in vino veritas veni vidi vici carpe diem. Că mi-am și adus aminte că la un magazin de păpuși din Cluj-Napoca era reclamă la intrare, scarpe diem, ceva italian. În fine, ei bine, sper să nu vorbim și de matematică și de fizică la trecut, cum am vorbit ieri despre limba latină. Am vorbit ieri că tot a fost ziua pedagogului, ziua profesorului, m-am dus cu copiii în parc, ce să fac, ieri a fost vreme bună. Și așa, în decurs de 2 minute, o mămică cu un copilaj de vreo 4 ani mă salută și zice: la mulți ani, domn profesor. Zic: ce face? Zice: zice doamna cu băiețelul. Zic: nu învățați numai alearele de la mine, mai faceți-i șosurioare. E, zice, muncim, dar între timp trece Sami Lupian. Toboșarul lui Arpi Teoric de la RPNZ Band se ducea să repete cu elevii lui de la Academia Voltaj, că ea n-au pauză, ea nu țin libere. Ce faci? Zice: bine, soția s-a în trimestru 2 de sarcină, deci vedeți, vin copii. Și din sens opus vine o fostă elevă de-a mea de când predam la coregrafie, o balerină, Ana Maria, cu băiețelul în marsupiu, cât are, 1 an și 8 luni. Zic: lasă-l jos! Tu cum ai început să dansezi? Ai stat în marsupiu? Vedeți, copiii apar. E rolul nostru să educăm, acasă sau la școală. Dar să educăm, să le dăm o creștere bună, să-i creștem bine, să-i... Să mai zic și eu ceva, doamne, atâta stres mă mănâncă aici când trebuie să vă zic subiectele, că eu le gândesc, și apoi tot timpul uit ceva. Că doamna Roza își face datoria, Roza, nu Roza de ciumbrud la doza, nu, Roza, scleroza. Să nu uit ceva, să zic că-s pățit. Mă, asta dacă nu vă zic, deja v-am intrat pe canal ca venețieni. Anul trecut, cam pe vremea asta, în octombrie, au avut un văr de-a meu pe care l-a botezat mama. Au avut nunta, Răzvan, au avut nunta cu Deni. Și bineînțeles, Nicule, dacă tot vii, zici și niște glume la nuntă, că nu. Dacă te-ai dus la alții și ai zis, de ce să nu zici și la noi? Nu, mă pregătesc cu glume, bineînțeles, cu bun simț, că-s copii, că-s oameni în vârstă și nu poți să mergi și să bași și să scoți. Ceva frumos de calitate. Dar, ajungând la fața locului, mi se zice că socru mare, zice: vezi că nu a venit părintele din Cărpiniș, trebuia să vină părintele meu din Cărpiniș să dezlege masa, că așa e la nuntă, trebuie dezlegată masa, să zică tatăl nostru. Zice: nu zici tu tatăl nostru. Mă, zic, dacă zic glumea, acum se potrivește, să zic și tatăl nostru, ce o mai înțelege lumea? Zice: nu, te rog, zi tatăl nostru, că tu te... Na. Și acum, nu, fiind nuntă cu rude de la țară, cu neamuri, cu oameni, nu. Zic și eu versurile alea, cum zice un staroste de modă veche, pe la noi, cu microfonul în mână. Lumea ruptă de pe drum, veniți cu autobuze, așteptau, dădeau cu furculița în farfurie să mănânce și nu puteau mânca până nu se zice tatăl nostru. Iau microfonul și zic celebre reversuri. Pe la noi așa se spune că toate lucrurile bune se încep cu o rugăciune. Deja toți stăteau așa și dă-i cu tatăl nostru și încep. Tatăl nostru care ești, și îl știam, că l-am mai zis de câteva milioane de ori în viața mea, că am avut și eu examene în facultate. Și zic și zic și ajung și bine, cu intonație. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Amin. Ce am făcut? În emoția aia, în emulația aia, vorba lui Hagi, am uitat ultimul paragraf din Tatăl nostru ăla cu: și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Ca ta este nunta și nu știu ce să creadă. Ori crezut că bag o glumă, ori crezut că... Își dădeau coate. Bă, ăsta nu știe nici tatăl nostru. Asta nu a fost o problemă, că nu. Până la urmă iese la spălat, dacă nu din prima, iese din a doua. Dar era și mama în sală.
Mama care m-a învățat ingerelul, născătoarea și tatăl nostru. Nu putu mânca nici aperitivul, nici felul doi. Și-o luat ceva la sandwich pe drum, că s-o și întors acasă în Sohodol, că nuntă a fost în Cluj. Ai de capul meu. După aia, 3 luni de zile, mă suna seara pe telefon să-i zic tatăl nostru. Să fie convinsă că își știu. Nu. Se întâmplă, mai ai scăpări, mai ai... Dar să ne bucurăm. Că Adrian Năstase este foarte bucuros, este foarte vesel. În sfârșit, după 9 ani jumate, Hadu Banciu a fost dat afară de la B1 TV. N-a fost dat afară, a venit la Lux Sport ca să facă emisiune zilnică pe teme de fotbal. Dar Adrian Năstase este foarte fericit. Am scăpat de un calumniator, de un denigrator. Hadu Banciu, pocăian. După Simona Halep și Hugo, Adrian Năstase era favorit pentru un juhare. Am scăpat de Radu Banciu. Își mânghea liniștit ouăle. Dar Adrian Năstase să se uite în fosta ogradă. Acum are el ogradă la cornul, dar în fosta ogradă numită PSD. Că și acolo, și acolo se întâmplă decimări și decapitări. Chiar ieri Bădălău s-a dat la o parte. Doamna Dăncil a fost dată afară din șefia femeilor PSD. Ea nici nu știa că e șefa femeilor din PSD. Și Marian Oprișan din Franța a ieșit din șefie. A fost dat la o parte. Numai șeful filialei Vrancea a PSD, Marian Ciolacu, a devenit președinte interimar. Bă, Ciolacu ăsta e numai după funcții. Că e președinte interimar, că e președinte onorific, că e normal. Că el la 37 de ani a avut primul lui servici. Îți dai seama că acum numai din funcții trăiește. Asta își dorește. Pe de altă parte, primarul ales de la USR, pentru Brașov, domnul Allen, cred că așa se pronunță, nu Alien, Allen Coliban, a declarat că la 19 ani a avut primul job și la 20 de ani avea firmă de IT. Și ăsta Ciolacu la 37 de ani plimba undițile lui Dragnea acolo la Belina, se prinde Dragnea cu Omar Haisam Știucă. Nu vedeți, un pic de diferență este. Este, dar da. Nu tot în sens pozitiv sunt diferențele, că mai e și negativ. Acum cu vremea asta nici nu știi, cu vremurile astea nici nu știi de ce să te bucuri. Să fii pozitiv sau să fii negativ. Negativ a ieșit la testare de 2 ori domnul Ludovic Orban. Orban a ieșit la izolare. Câteva zile stă iar în izolare, o mai stat el la începutul pandemiei, iar îi suspect de guvid. Dar nu e pozitiv. Bine, e pozitiv că o să se facă spitale și autostrăzi și școli. Dar la testul ăsta nu e și pozitiv. Ce vedeți? Ce face vodka? O luat o chitară și o zdrângădit acolo. Nu mă tem eu de guvid. Ia, ia, o. Dacă beau o vodka lucid. Ia, ia, o. Da. Și Nicușor Dan și el stă până luni la izolare, deși are un test negativ. Nicușor Dan stă până în 9 octombrie la izolare. Rupe culegerile astea. Nu e obișnuit să stea aiurea. Face probleme, rezolvă probleme. Dacă n-are, își face el probleme. Bine că stă la izolare, că doamna Firea îl urmărește acum să-l bată. Ea nu-i mulțumită, nu-i lămurită că a pierdut alegerile. Și acum, pe unde îl prinde pe Nicușor Dan, dorește să-i dea la joale. Așa că mai bine stă în izolare departe de doamna Firea. Deci, Nicușor Dan s-a întâlnit cu Orban. Orban care fusese paradoxal în emisiune la Silviu Mănăstire. Declarat pozitiv, carantinat 14 zile, își face propriu dosar de analize. Silviu Mănăstire. Vedeți că Dumnezeu nu culcă-te. Orban a mers la mănăstire, dar se pregătea cu asta să meargă la pelerinajul de la Iași. 14 octombrie, Sfânta Cuvioasa Parascheva. Pe vremuri. Ce pelerinaj trăgeau acum Arafat și cu al lui, au zis, gata, se poate face pelerinaj, dar numai cu locuitorii din Iași, săracul Pandele. Deja avea 340 de autobuze pline de voluntarieni ca să-i ducă la moaște. Acum fiecare oraș cu moaștele lui. Dacă ești din Iași la Sfânta Parascheva, la Prislop, la Părintele Arsenie Boca, la București, la Lis și la Iliescu, nu, glumesc. Foarte greu. Sper să se mai respecte regulile cât de cât, că altfel nu știu zău. Nu știu zău, domnul Rafila zice că suntem pe valul 2. Vorba lui Cabron. Eu și vara sunt pe val. E o mi. Domnul Tătaru cu șuvița lui, nu știm pe câtea cocoașe ne-ar situa. Suntem pe valul 2, numără-te printre noi. Atenție mărită, atenție sporită. No, sper că n-am uitat nimic să vă zic. Dacă nu, continuăm mâine, din punctul de la care am uitat subiectul.
Atenție mare, grijă mare, distanțare, mascare, dezinfectare și abonare. Abonare la canalul Lunicu Bendea. În fiecare dimineață de luni până vine ne vedem aici la 10 să dezbatem diverse probleme. Și nu ne duce pe noi în ispită cine mântuiește de cel rău. Așa se termină Tatăl nostru și video de azi. Mulțumesc de urmărire!